Președintele PNCCD Gorj Matei Catrinoiu este foc și pară pe Partidul Poporului, după ce președintele acestuia de la Gorj, Constantin Căruntu, a cerut primăriei jumătate din sediul Țărăniștilor. O adresă pe care eu v-am înaintat-o dumneavoastră presei și de care nu știam, a fost nevoit să mă deplasez să fac scandal la primăria care... Acești oameni încearcă să ne împartă sediul fără știrea noastră. Catrinoiu spune că de bună voie ar putea împărți sediul cu alt partid, dar în niciun caz nu va accepta să fie forțat. Niciodată, dar nici o dată nu vom fi de acord ca cineva să se intereseze de sediul nostru și mai cu seamă să înainteze hârtii scrise solicitând jumătate din sediul nostru. Potrivit legii, toate partidele au dreptul să primească un sediu adecvat din partea primăriei, dar autoritățile se confruntă cu o lipsă de spații. Cel care va decide cu privire la cererea lui Căruntu este Consiliul Local Târgu Jiu.